Sora Vetuța a avut recent o descoperire într-o noapte, după ce cu vreo două săptămâni înainte a fost o prorocie în adunare și Domnul a zis, îți voi arăta ceva într-un vis de noapte încât îți va fi greu să relatezi cele ce ai văzut. Și a văzut un palat care nu putea să fie descris. Să spui că până aici puse cărămiți și de aici umbrează alt material sau e tencuit așa sau așa. Totul era de niște sclipiri și niște culori care e greu să le spui că e verde, că e albastru sau ce e. Acolo se spunea că este palatul împăratului și se așteaptă să aibă loc nunta fiului împăratului. Mireasa era într-o cameră și se pregătea. Era împodobită într-un mod extraordinar. Printre altele spunea cum ar fi aici la mâini, vedeți cum au unele haine, cei ce slujea și pe post de aripi. Era tot sclipiri ca simbol al darurilor care sunt lăsate Domnul în biserică. Și undeva pe un platou mai jos, erau niște scări ce coborau într-acolo, erau oamenii care așteptau să înceapă nunta și unii își pierduseră răbdarea. De ce nu mai vine, nu mai începe nunta, de ce nu iese Mirele? Mireasa și Mirele spunea, mireasa încă nu-i gata. Încă nu-i pregătită. Și la un moment dat unii au zis că ei pleacă, nu mai așteaptă. Și atunci mireasa, cunoscând și ea situația, a coborât pe scările astea, dar ca să nu-și afecteze haina, erau pe marginea scărilor niște vaze cu flori, le-a mutat puțin mai încolo, să-și lărzească drumul ca să ajungă la ei acolo. Și le-a spus să stea, că nunta va începe, dar parcă ei tot nu voiau. Și atunci s-a apucat și a cântat în fața lor, a dansat ca o balerină, cu aripile alea s-a și înălțat în sus, iar s-a lăsat jos, toți s-au bătut în palme, a mai făcut încă o dată, s-a retras în camera ei, unde trebuia să se pregătească, se prezintă Mirelea și spune, de ce ai ieșit fără aprobare și mai grav, de ce ai luat slava care trebuie să rămână numai a Domnului? Pentru asta ți se ia haina și va fi îmbrăcată alta cu ea. A căzut în genunchi și a început să plângă. Și undeva într-o altă cameră erau slujitori ai Domnului, proroci, evangheliști, care aveau menirea să trezească poporul și să îl țină în așteptarea Mirelui. Și a luat Domnul pe o alta, a îmbrăcat-o și când a văzut-o în vis, asta avea ceva în plus. În jurul gâtului avea ca un fel de trandafiri roșii. Oamenii erau în aceeași nerăbdare. Asta n-a ieșit de capul ei și a cerut voie Mirelui și a zis, pot să mă duc să le spun oamenilor să aștepte? Du-te, dar fii atent. Când s-a dus, a coborât pe scări, a pus mai întâi vasele la locul lor, florile, apoi le-a spus aștepte, că Dumnezeu nu-și calcă cuvântul și dacă a spus că vine, vine. Când oamenii au vrut să o aplaude, ea n-a făcut nici schemele alea de balet, nici n-a primit laudele și a spus, nu, slava rămâne a Domnului. Noi îl așteptăm în smerenie, în sfințenie și trebuie să ne pregătim și eu și tot poporul. S-a întors înapoi și a ajuns în cameră la ceea ce fusese mireasă, care plângea acolo, spunea, vai, ce o să fie de mine? Și asta i-a spus așa. A spus, plânge în continuare, că nu ți-ai pierdut șansa. Ce s-a arătat sunt niște simboluri. Tu ești biserica și a spus, asta e starea bisericii în vremea aceasta. Au ajuns să dea slavă la oameni și să accepte slava lumii acesteia și de aceea Dumnezeu e dezbrăcat de darurile și lucrările sale, care nu mai sunt în popor. Decât într-un mod foarte puțin, fiindcă oamenii își dau slavă unul altuia și nu este slăvit Dumnezeu și de aceea El și-a retras toate aceste podoabe. Și zice, dar ce ai tu nou aici în jurul gâtului? A spus, vine vremea că vor fi martiri. Astea semnele martirajului. Tu plânge, pocăiește-te, că vei îmbrăca și tu haina din nou. Eu voi fi gâtul și Domnul Hristos va fi capul. Și au zis, numai în vreme de martiraj mai poate să aducă biserica în starea de a da slavă Domnului și de a scoate lucrurile lumești din ea. Și tare multe lucruri lumești se adaugă la sărbători și în alte împrejurări. Dragii mei, Dumnezeu să vă dea harul să fiți cu toată inima dați Domnului. Pentru că ceea ce se cere, zice aici despre Ezechia, versetul 6, el s-a lipit de Domnul. Deci orice alt lucru de care ne putem noi alipi și care poate sta între noi și Domnul, trebuie îndepărtat. Tot despre Israel este scris în cartea Osea, în mod special despre Efraim, regatul de nord, capitolul 4, versetul 17, Efraim s-a lipit de idoli.
să ne verificăm fiecare de ce este legată, lipită inima noastră.